A fost deja publicat pe site-ul primăriei Craiova regulamentul privind gospodărirea comunală a municipiului Craiova. Am adus o serie de îmbunătățiri, zicem noi, acestui regulament. Toate persoanele care doresc să se implice, care doresc să aducă îmbunătățiri acestui regulament, care au diverse idei, fie asupra cuantumului sancțiunilor, fie asupra unor fapte care ar trebui sau nu sancționate în acest regulament de gospodărire comunală, pot să consulte acest regulament și să vină cu propuneri către executivul primăriei Craiova, urmând ca aceste propuneri să fie dezbătute în ședința de Consiliu Local de la sfârșitul lunii iunie. Ca noutăți în acest regulament de gospodărire comunală este creșterea cuantumului amenzii pentru cei care aruncă gunoaie pe stradă, țin să-i anunț pe cetățenii, inclusiv pe conducătorii auto, care aruncă gunoaie fie pe geamul mașinii, fie aruncă scrumierele cu gunoaie lângă mașină, că vor fi sancționați chiar dacă nu vor fi oprit din trafic, li se va trimite procesul verbal de amendă prin poștă, acasă, dacă sunt prinși de polițistul local că aruncă gunoaie. Va fi chemat proprietarul autovehiculului, urmând ca acesta să spună cine a condus autovehiculul în momentul respectiv pentru a fi sancționat. Amenziile vor fi între 500 și 1000 de lei pentru persoane fizice și între 1500 și 2500 de lei pentru persoane juridice. De asemenea, ca noutate, vor fi sancționați cei care aruncă gunoaie pe fereastra apartamentelor, fie că scutură cu voare, fie că aruncă alt fel de gunoaie. De asemenea, o altă noutate, magazinele care depozitează marfă pe trotuar. Vedeți zeci de magazine în momentul de față care depozitează fie baxuri de apă, fie baxuri de diverse sucuri sau alte alimente pe trotuarele municipiului Craiova, împiedicând astfel traficul pietonal. De asemenea, este și un aspect neplăcut. De asemenea, astfel de persoane vor fi sancționate. De asemenea, conducătorii mijloacelor de transport persoane care opresc diversele microbuze, autobuze în alte locuri decât cele special amenajate, vor fi sancționate cu amenzi între 700 și 1500 de lei, iar camioanele care staționează sau opresc neregulamentar pe teritoriul municipiului Craiova, deci pe întreaga rază a municipiului Craiova, fără a deține autorizație de liber acces, vor fi sancționați conducătorii auto cu amenzi între 2000 și 2500 de lei. De asemenea, odată cu acest regulament de gospodărire comunală, va fi interzis accesul căruțelor pe întreaga suprafață a municipiului Craiova. Mi se pare un lucru absolut normal, suntem în oraș în Uniunea Europeană și nu este un lucru normal ca în Craiova să mai circule în ziua de azi căruțele. De asemenea, pentru conducătorii auto care blochează trotuarele, astfel pietonii fiind nevoiți să riște, să iată pe partea carosabilă pentru a trece în respectiva zonă, vor fi sancționați cu amenzi între 1000 și 2000 de lei persoane fizice, 2000-2500 de lei persoane juridice, plus ridicarea autovehiculului respectiv. Erau prevăzute și înainte amenzi mai mici pentru această faptă, dar nu se putea ridica autovehiculul. Ei, acum se poate ridica și respectivul autovehicul care blochează trotuarul și amenzi crescute de minim 1000 de lei. De asemenea, cei care își parchează autovehiculele pe spațiile virți, chiar ieri, mergând prin municipiul Craiova, am văzut câteva mașini care erau parcate efectiv pe gazon pus acum un an, doi, de cei de la RADPFL. De asemenea, cei care blochează căile de acces către instituții, către blocuri, către casele cetățenilor, de asemenea, vor fi sancționați cu amenzi de minim 1000 de lei plus ridicarea autovehiculului. Cei care au expuse mașini la vânzare sunt prevăzute amenzi între 500 și 1500 de lei. Deci sunt o serie de îmbunătățiri, zicem noi, mai multe fapte care sunt incluse în acest regulament de gospodărire comunală. Toți cetățenii care doresc să aducă îmbunătățiri sunt bineveniți și orice noutate, orice îmbunătățire pe care vor să o aducă, o vom dezbate.